Nevastă mea are și ea permis de 8 luni de zile, adică maxim șofer. A dat de 24 de ori salam. Bă, pe cuvântul meu, când a picat a 12-a oară, am vrut să mă duc să o denunț. Am vrut să o duc la poliție, zic, bă, luați-o, asta ajunge în trafic, mâncava-și gura voastră într-un fel. A făcut 3 puncte, mă, la un moment dat. 3, mă, zici, că a pus polițistul să țină hârtia la 100 de metri și a aruncat cu pixul așa ca la darți. Ia, bă, s-a înfipt, da, las-o bifată, las-o bifată, ce să mai... Ce dracu, mă, că și orbii fac 5 puncte, ce, nu ai cum să faci 3. După care a luat sala, a picat orașul, a venit plâns acasă. Nu pot să cred ce mi-a făcut pulangiu ăsta. Zic, dar ce s-a întâmplat aici? N-am văzut, domne, semaforul. Bă, zic, nu l-ai văzut că era pus acolo? Zic, nu l-ai văzut că era aprins pe roșu? Domne, nu l-am văzut deloc. Zic, păi de ce nu l-ai văzut? Păi e pus lateral. Lateral, mă? Zic, e aici pus. Da, domne, e lateral, nu-l văd cu coada ochiului. Zic, dar unde vrei să fie? Pe mijloc. Mă, dă-l dracu că nu puteai, trebuia să-l ocolești. Nu se poate să iasă unul din asfalt. Stai! Eu semafor roșu, ocolește. Și ce n-a vrut să mă treacă? Păi, dar normal că n-a vrut să treacă. Deci i-am și explicat, o și vedeam în mașină. Polițistul căcat pe el că era să treacă pe roșu, să facă pilaf, că ai stop, lasă-o. Gata, ai picat. Boule, e lateral pus. Nu faceți nimic în țara asta de căcat. Puneți, domne, semafoarele cum trebuie. Aoleo! Până la urmă a luat permisul. Primul lucru care l-am făcut, i-am luat o mașină. A ei, a vrut mașină, îmi permit, a vrut două uși, am luat un Opel Corsa șmecher. De la bulgar, numere de Silistra. 150 de euro, m-au costat mai mult fluturașii aia de a-mi aplica pe ea, că a vrut cu fluturi. Mișto, că genele alea de la Lupo nu stăteau, era... Am pus o lumânare în torpedou, după ce am asigurat-o. Eu sunt creștin ortodox, însă nu plece fără lumină, că sunt... După aia fac un păcat. Zic, ia-o, baby, dă-te cu ea, rupele. Am avut niște prieteni de ăștia care aveau deja soții care conduceau și mi-au zis, bă, trebuie să mergi cu ea, a început să o încurajezi. Bă, n-am înțeles treaba asta. Bă, dacă ea conduce prost, de ce să o încurajez, mă? Bă, vreo două luni așa m-am urcat prima oară cu nevastă mea în mașină. Bine, nu m-am urcat așa, hai să văd cum conduci. M-am pus așa pe scaunul din dreapta, se pregătea să plece, se uită la mine, ce? Zic, merg și eu, am și o treabă până la Ikea, dacă... Zice, e foarte bine că oricum mergeam în centru. S-o fi alt traseu, nu merg că... Hai, că la Popești doar dă-n cobor, dacă e... Să fie... Am urcat în mașină, relaxat, m-am pus în dreapta. Copiii erau aici amândoi, amândoi, un băiat și o fată, am cu mâna ăla mare, era... Deci Octav, la 6 ani, a fost primul copil care a cerut la 6 ani să-i întoarcă scaunul invers în mașină. Și tot a rămas cu de-asta, așa. Și zic, bă, relaxam, am pus aici, mi-am pus centura, când mă întorc în partea asta, bă, aici erau pregătiri, mă. Pregătiri, bă, frate, deci n-ați văzut în viața voastră, deci era la modul ăsta. Paf, a tras scaunul mai în față, mai în spate, după aia l-a lăsat puțin, l-a dat înapoi, a dat geamul jos, oglinda, a regat oglinda, după aia de sus, a luat centura, a încolăcit-o, a băgat-o dată, a scos-o, iar a băgat-o, iar a scos-o, iar a luat-o scaunul. Bă, da, eu eram prea calm, a luat și pe mine panica. Zic, bă, e cursă, ce să mai am început și eu, mi-am scos centura, am băgat-o iar, am dat jos geamul, am întrebat, casca, unde-i casca? Am început să caut harta, zic, harta, să văd traseul, azi câștigăm să moară mama, că nu ieșim locul 1, îi rupem, n-ai stat copii, bă, să ne votați. Nu înțelegeam, știi, eram la modul ăsta. Hai să plecăm și am plecat, zdrâng am făcut odată. Și am murit. Am uitat, am mers cam din dreptul porții până în dreptul balamalelor. Eram... Nu-ți trebuie o vinietă pentru căcatul ăsta de drum cum ar veni, știi? Era Octav. Eu am stat liniștit, n-am zis nimic. Am zis, nu intri acum în zona asta. Ce e pisoi? Zic, de ce s-a oprit? Că ești bău! Da, zic, care s-ar putea să fie și de la asta. Zic, mai încercăm? Da, domne, ho! Am început iar. Pregătiri, caută harta, puneți casca. Zice, nu merge. Zic, trebuie pornită. Zice, da, zice, că nu dârdâia, mi-am dat eu seama. Nu dârdâia, asta e tot ce poate să...
Am plecat, am trecut pe lângă Ikea așa. Dar ce dracu, am fost prost să zic stai, că eram pe ultima bandă aici, pe DN1. Dacă ziceam, aici cobor, făceam stop, coboară. Era accident, ce să mă. Am zis, lasă-mă, mă întorc eu cu 38 sau ce dracu o să fac acolo, știi? Ne-am apropiat de giratorul ăla de la Piața Presei de acolo. Am văzut semafoarele de departe, am început discret. Vezi că s-ar putea să nu putem să trecem, că au pus ăștia niște lumini care au zis semafor! Erau puse pe sus, bă, n-aveai cum să nu le vezi, mă, de-le dreacu, nu erau avioane, știi? Am frânat brusc în ultimul moment, ne-am oprit. Hai, zic, ce fac acum? Zic, știi, pisoi, zic, eu ar fi trebuit să cobor puțin la Ikea. Zice, păi și de ce n-ai coborât? Bă, zic, stai că nu e ca și cum ai oprit, m-ai împins și eu eram, no, eu merg cu tine în centru, adică la modul ăsta, știi? Zice, lasă că fac giratorul și te las. Nu, e, lasă, domne, am intrat în giratorul, 4:25 era ceasul. La 5 fără un sfert eram în el. Bă, deci nu mai puteam, mă, mâncați-aș gura ta de la centrifugă, eram lipit de geam, așa. Ziceam, dar de ce nu ieșim? Zice, păi nu-mi dă voie niciunul, trage dracu de volan! Nu mai pot, m-a luat foamea, oprește să-mi iau un sandwich de la Petrom. De-aia, bă, dar nu mai puteam, eram la motora, știi? Nu-l lăsa niciunul să iasă, dar aia aveau camerele în turnurile alea. Ce-ori văzut ei un corț așa, uite așa, care face... Bă, ce e acolo, mă? Cred că se filmează vomit pe tine, mă, sau cine știe ce. Bă, când am ieșit, am ieșit pe poligrafie. Zic, las că e bine, o iau pe jos, ce dracu mai stai să mai... Coborâ jos, zic, gata, e bine, mersi mult de tot. Zic, vezi că asta nu merge în centru. Ia să uită la mine, cum adică nu merge în centru? Zic, șoseaua asta nu merge în centru. Ce, vezi că ești bău, șoseaua nu merge, eu merg. Am zis scuze. M-am retras. Bine, trebuia să încep cu faptul că acum o săptămână am fost la Jumbo, din Pantelion ne întorceam înapoi, la intersecție cu Mihai Bravo, în față Dudești, cu noi aveam treabă pe Dudești. Și ne oprim acolo, se face verde, nimic. Ai face un roșu, iar verde, iar nimic. E, zic, asta, ce? Grăbește, ce dracu, mă, că e la verde. Pe bune acum, câte verde nu e? Eram, ia uite, iar galben, iar. Deja am început să mă joc. Bine, barosarul să mă afară, ia uite, bravo, pisoi. Dar nu ziceam nimic, eram... M-a luat foamea după vreo 15 minute, mă uitam așa, ormeria, eram eu cobor să iau ceva de aici până la urmă. Dar de ce nu mergem în față? Ia cu ochii, așa. Deci, păi dau prioritate la tramvai. Păi zic, hai mă să dăm în față. Nu vezi, domnule, că vine tramvaiul? Când mă zic, mă, ăla-i tramvaiul din curte de la McDonald's. Nu s-a mișcat de când l-au pus ăia acolo.